Deputatul Sălăjan Lucian Bode dorește să încurajeze implicarea tinerilor în procesul decizional la cel mai înalt nivel. Deputatul a depus deja un proiect legislativ în baza căruia Camera Deputaților ar urma să subvenționeze vizitele tinerilor din întreaga țară la Palatul Parlamentului. Inițiativa sa vine după ce în luna mai a acestui an deputatul a sponsorizat vizita unui grup de 33 de liceeni sălăjeni la Palatul Parlamentului. Deputatul PNL de Sălaj Lucian Bode a depus un proiect legislativ privind finanțarea și implementarea programului Tineri în Parlament. Prin acest proiect, deputatul cere Camerei Deputaților să subvenționeze vizite ale tinerilor din întreaga țară la Palatul Parlamentului. În opinia sa, implicarea tinerilor în procesele democratice reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale statelor moderne. Văzând interesul manifestat de tineri față de instituția Parlamentului, uitându-mă și la ce se întâmplă în Parlamentul European, considerând că finanțarea și implementarea acestui program ar apropia tinerii de o instituție fundamentală a statului român, este legislativul României, Parlamentul României, am propus această inițiativă legislativă și mă bucur că aproape 56 de colegi și aproape 60 de colegi sau colegi deputați de la trei grupuri parlamentare sau raliat acestei inițiative. Eu cred că tinerii, numai cei din județul Sălaj, din toată țara, au dreptul să ajungă cât se poate de ușor în Parlamentul României. Noi trebuie să le creăm condițiile pentru a putea vizita Parlamentul României, pentru a putea participa ca observator, bineînțeles, la procesul legislativ, atât în comisiile de specialitate, cât și la ședințele de plen. Până la urmă, știm cu toții și suntem cu toții de acord că tinerii reprezintă viitorul. Implicarea tinerilor în procesele democratice reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale statelor moderne și trebuie să reprezinte un obiectiv important și pentru România. Camera Deputaților trebuie să contribuie la procesul educațional al tinerilor prin desfășurarea unui astfel de program, care să le ofere șansa de a vizita Parlamentul, dar mai mult de a conștientiza rolul acestuia. Inițiativa legislativă vine în urma unui proiect al Asociației Sălăjenii Contează, în cadrul căruia 33 de liceeni sălăjeni au vizitat în luna mai a acestui an Parlamentul. Această inițiativă legislativă vine în completarea proiectului realizat de Asociația Sălăjenii Contează, proiect prin care în acest an, în urma unui concurs de eseuri cu tema rolul Parlamentului în arhitectura instituțională a statului român, 33 de tineri din județul Sălaj au vizitat Parlamentul României. Pornind, încă o dată spun, de la inițiativa Asociației Sălăjenii Contează, unde postul dumneavoastră de televiziune, Sălăjanul TV, a fost partener, pentru care îi mulțumesc încă o dată. Pornind de la această inițiativă și observând impactul pe care l-a avut acest demers în rândul tinerilor, discutând cu mai mulți colegi deputați, am decis să depun această inițiativă legislativă. Ea este pe circuitul parlamentar, în acest moment la Senat, Camera Deputaților va fi camera decizională. Sper că în sesiunea viitoare să reușim să dăm un vot favorabil acestei inițiative, ea să devină lege. Un astfel de program, practic, este complementar celui de internship destinat exclusiv studenților și pe care Camera Deputaților îl desfășoară încă din anul 2013. Prin finanțarea și implementarea acestui program, Parlamentul României, prin Camera Deputaților, ar transpune o inițiativă similară a Parlamentului European și ar pune în practică măsurile propuse de Uniunea Interparlamentară privind încurajarea tinerilor cu privire la participarea lor în cadrul proceselor decizionale, precizează inițiatorul proiectului de lege.